Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de un tycoon cu casa abonaților în copac. Și asta este copacelul și vă voi construi. Și eu, de mică mi-am dorit o căsuță în copac, dar din păcate nu am avut niciodată. Nici eu n-am avut niciodată. Uite, acum o să putem să avem în copac și vreau să văd cine vrea să fie cu noi aici în casa abonaților din copac. Ok, deci vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul de like. Iar cei care au apăsat, bineînțeles, acolo îi voi considera pentru casa abonaților din copac, corect? Da, corect. Așa. Bă, deci eu neapărat vreau să facem cea mai mare casă de pe server. Uite, am prins albinuță. Da, capitane, vreau. Albinuță? Da, uite, vină și faci cu albinuță? Cred că te duci, ți-ai bani pe albinele astea și poți cumperi peți albino. Hai să vedem care-i dropperul, că până la urmă la fiecare tycoon ai un dropper. Stați așa că, na, ca să fac eu așa frumos, sau uitați-vă. Deci vezi că sapă în pământ, ok, și îți dă minerăuri sau ceva și asta îți creează banii? Da. Uitați așa, oameni, ce ne facem noi aici frumos. Bă, vizică, dar tu ți-ai cam luat așa foarte multe. Mi-am luat și bănuți, mi-am luat tot din shop, pentru că știți că mie îmi place să vă arăt tot ce... Mă, ce șmecher, pisică, nu mai pot să intru. Ia, intră. Ia, intră. Nu mai pot, pisică, nu mai pot să intru. Ia, vezi acum. Hai că am un keycard. Gata? Da, dar nu știu dacă keycardul ăsta sau tu mi-ai dat drumul. Aici. Nu știu ce. Nu, l-am și eu. Că ai un fel de shield. Nu știu exact. Da, îl pune sus, uite-te sus. Ok. Nu știu cine ne poate ataca, poate alți oameni de pe server. Da, alți oameni de pe server, probabil că da. Deci fiți atenți, vreau să facem felul următor, am să număr până la 5 și la 5 să apăsăm cu toții pe butonașul de like, bine? Da. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Sper că ați apăsat și voi pe acel butonaj și vă mulțumim din suflet dacă ați făcut acest lucru. Bă, uite că sunt oameni cu mașini pe aici, pisică, tu ai văzut? Da, capitane, știu! Apropo, jocul ăsta este nou. Da, deci este nou de câteva luni, dar e proaspăt, oameni buni. Că mai sunt jocuri cu case în copaci, dar ăsta este unul dintre cele mai noi. Opa, ce e aici? Ia vină, capitane. Păi, cam ciudată zona asta, pisică, nu știu ce să zic. Aici e armele, uite. Ia uitați, oameni buni, dar n-am bani încă, dar o să facem și bănuți, o să și cumpărăm și o să vă arăt. Bine, dar mai întâi să facem casa din copac. Tot ce trebuie, oameni buni, știți. Mai întâi să facem casa din copac. Așa îmi place mie să vă arăt totul într-un minigame. Corect, corect. Da, capitane, facem totul, hai. Deci asta este baza, am înțeles. Deci avem așa platforma asta, așa cum începem. Punem scări. Luăm și pe aici niște plante frumos, luăm alte scări. Ia uitați-vă. Ia uitați, avem și vecini pe aici. Pisică, dropper extra. Bine așa. Uite, îl vezi pe băiatul ăla. Era un băiat acolo cu mașină. Să nu știu dacă e mașină, cred că e ATV. Probabil ATV. Și prinde de-astea cu ATV-ul, nu știu dacă ai observat. Prinde albinuțe. Prinde albinuțele. Ok. Ia uitați-vă, oameni buni, și așa pică pe da, creează bunuri. Asta se duce jos, deci doar de jos poți să ți colectezi. Normal. Ok, ia să vedem, Ce mai avem aici frumos? Mă, dar să mai urcă! Da, păi poți să-ți o faci așa mare și frumoasă. Cât de șmecheră e! Ok, ia uitați-vă, o zonă de relaxare. Deja începem să avem aici chestii frumoase. Eu visam la o casă în copac așa, gen... cu un pătuț mic, cu ceva acolo, improvizat, știi? Așa, exact. Da, nu mă așteptam la asta. Ia uitați, oameni buni, canapea, nu... Mamă, și pian avem sus în copac. Ia! Mamă, ce talent, fizică, Doamne, nu vine să cred! Wow! Ia, ascultă-mă și pe mine. Nu pot. Bă, da. Wow! Bravo, capitane! Ce notă îmi dați? Scrieți în comentarii ce notă îmi dați pentru... 10? Ăsta a dat talent, dar stați așa, oameni buni. Continuă să cânti, capitane, că dau mai tare Roblox-ul, că joc alte minigame. Nu dau mai tare, că nu știu că e ok muzica. Apar n-am. Bine. Da. Okay. Deci... Bine, poate da, cântă capitanul atât de bine încât YouTube-ul... ce-ai făcut? Nu-i bine. O să zic că YouTube-ul... E prea bun, Max, la cântat. E prea bun și... Da. Ia să vedem. Ok, mai adăugat acolo niște scări. Îmi plac plantele astea, că sunt așa pătrăsoase. Mamă, dar îți dai seama să ai așa ceva și să stai așa pur și simplu în casa ta. Bă, e altă casă al cuiva? Da. Uite ce are sus acolo, tu vezi? Niște stupi de albine? Am văzut, am văzut. What? Ok, sunt curios să văd cum o să avansăm și noi. Așa, bun. Ok. Aici, buy house framework. Deci cred că te urci mai în sus aici. Mamă, ce? Hai, vino aici, locul secret. Mamă, ce mișto e minigame-ul! Oameni buni, să vă uitați în descriere. Să vă uitați acolo în descriere și să vă jucați și voi. Minigame, uneori mai uit, recunosc. Să mai pun link-ul la minigame. Dar de obicei există. Nu am bani, nu am bani. Așa. Mamă, ce mișto e! Îmi place foarte mult minigame-ul ăsta. Mamă! Ia uite. Mi se pare tare. Wow. Stai așa, și mai ales că o să fie Casa Abonaților din Copac și să vedem cine vrea să vină. Cine vrea să locuiască în Casa Abonaților din Copac. Ia uite, bă! Aici cred că o să vină dormitoarele, pisică, cred. Da, da, da. Da. Ia. Ia. E, ce părere aveți, oameni buni, de camera asta? E, ia uite, mă, cum stau. Ia. Uite, așa stau. Am intrat în saltea de tot, deci este o saltea pufoasă. E foarte pufoasă, da, da, da. Și e cu lână de aia de la bunica. Da. Așa, uite, ia uitați-vă, ia uitați-vă ce baie. Uite aici, capitan. Hai, pisică, că eu nu știu. Că ușile astea sunt transparente, nu sunt transparente, nu pot să iei. Ia uite. Aaaa! Pleacă de aici! S-a pus pe veciul din obișnuință. Văd. Doamne ferește. Eu așa stau și în viața reală. Da. Da. Așa stau eu pe WC-ul, eu mă. Avem aici s-a dus. E prea mare WC-ul. Uite, chiar îmi funcționează. Wow! Ce tare e. Ce tare. Și pe alte taicunuri n-ai să vezi așa ceva. Poți să tragi apa? Adică... Nu poți să tragi apa. Păi uite, poți să dai la chiuvetă. Văd. Poți să mă... Deci avem toate condițiile, oameni buni, dacă doriți să vă cazați aici la mine. Bine, acum depinde de care vreți, de care loc vreți. O să avem de 5 stele, de 3 stele, de o stea, de exemplu. Dar nu știu dacă, adică dormitorul ăsta nu poți să zici că e de o stea. Adică, frate, dormitor de casă în Copac, arată super. Aș spune că e chiar de 5 stele, să zic. Mă, arată foarte bine. Ia să vedem în camera asta ce face. Dai seama că în Copac n-ai să ai diamante sau mai știu eu ce. Corect, stai că nu mai am bani. Trebuie să mă duc până jos să iau bani. Coboară și ia-ți bănuții, că oricum cred că s-au strâns o grămadă. N-ai falling damage, deci poți... Și vezi că poți să alergi de pe shift. Pe shift poți să alergi. Gata, stai că mi-am pus m-am teleportat la mine, pisică. N-are nimic, capitane. Mă găsești tu, sper. Bishop. A intrat un băiat. Pisică, tu știi că poți să apeși pe Bishop și poți să-ți cumperi chestii de... Ce faci, vecine? Chestii. Lol, îți cumperi... Îți cumperi albină. Da? Stai așa că știam. Aaa! Bă, tu mai omoră la mine în curte! Capitane, m-a luat unul cu sabia în curte la mine! Și a plecat cu ATV-ul! Rușine! Rușine! Dă-i, dă-i, capitane, dă-i, capitane! Haide după el! L-am omorât și fură ATV-ul! L-am făcut bucăți! Hai, capitane, ia ATV-ul, ia ATV-ul! Hai, hai că puteți să te așezi! Îl stric! Ok, scuze. N-am vrut să fac asta, am vrut să-i stric ATV-ul la băiat. Zici că da, nu putem să închidem asta după ce intru înăuntru? Ba da, capitane, stai. Stai că m-am dus aici la... Uite aici la keycard. Deci ăsta e magazinul de albinuțe și poți să-ți cumperi pe cum avea tipul ăsta de mine, la mie cu sabia. Și putem să ne cumpărăm o albinuță. Și luăm așa o albinuță, a zis că nu am suficient bani. Păi ce-ți trebuie aici ca să cumperi? Trebuie albine, mă, nu trebuie gen... Bă, da, bă. Albinele, gen, tu îi dai lui albine și îți dă ceva pet. Iar aici mega capture net. Mamă, ce tare! Uite, mi-am luat-o de aici, uite, e mai mare. Deci în afară de Tycoon unde voi vă faceți căsuța, puteți să mergeți să prindeți și albine. Și am văzut că e un catalog aici. Cred că astea poți să le prinzi de aici, din pădurea asta. Probabil. Poți să ai noroc să le prinzi. Vezi că e ăla iarăși. Stai că, capitane, mă lovești pe mine. Dar eu am scos sabia, doar n-am apăsat click. Nu știu, nu știu. Cred că și când scos sabia. Bun, hai să începem că ne-am luat și bănuții. I-am scos sabia să zic că să fiu pregătit, pisică, de-aia. Știu, capitane, n-are nimic, nu e problemă de asta. Ia vezi, vină încoace și închide cu keycard-ul, pisică, nu știu, aș vrea să închidem, să nu mai intre ăla. Stai așa. Te duce ce și apeși pe ăsta. Trebuie să închidă poarta. Gata. Bun, perfect. Bun, asta nu mai intre el ăla. Și apasă și shield. Gata. Așa. Suntem complet protejați. Și avem aici așa. Oh, gata. Mamă, ce tare e trambulină. Bun. Și acum, parcă trebuia să mergem pe aici, nu? Ca să luăm, să facem și camera asta. Așa. Da, da, da. Și vedeți că aici avem din nou un dormitor, doar că ăsta are și televizor și cu box, adică e ceva așa mai... de 10 stele. Mai de filme, mai de seriale, așa, cu o atmosferă mai plăcută. Mamă, ia uite-te cum ce părere aveți? Poți să dau drumul? Nu pot să dau drumul. Nu poți, hai. Hai să continuăm. Mai avem vreo cameră? Nu, asta e... Cred că la etajul ăsta nu mai avem altă cameră. E locul de citit, foarte tare. Și acolo avem două dormitoare. Mamă, câte ai de cumpărat aici, iarăși ai de cumpărat dropuri aici. Bun, trambulină, perfect. Mamă, uite TV! Canapea, unde TV? Unde? Că avem, wow, curbat! Bă, stai puțin, e făcut jocul ăsta, e făcut de ăștia, mă. Ai camera de supraveghere de la Casa Abonaților, tu observi? What? What? Vă aduceți aminte? Nu m-am uitat de cine-i făcut jocul, dar uitați-vă adică și voi, am jucat și ăsta. Noi ne uităm acum sus la TV, la Casa Abonaților. La Casa Abonaților, tot noi. Cred că are același titlu, Casa Abonaților, în caz de n-ați văzut. Lol, frate, ce tare! Deci ce tare, wow! Nu, că zic, băi, prea bine făcut jocul, știi? E adică... foarte bine făcut și de asemenea și ăsta e tot foarte bine făcut. Mamă, dacă de sus te poți ridica, wow! Și mai ales că sunt, hai să vă arăt și prețurile, sunt, frate, uite, 10.000 cu 80 de Robux. E decent, nu e... Cine știe ce, hai să luăm și noi unul de ăsta. Așa. Oricum o să trebuie să-ți mai bagi tu bănuți, că nu cred că o să-ți ajungă să faci tot. Nu, băgăm, doamne, nu se pune problema de așa ceva. Vă arăt tot ce conține acest tot, mai ai și jos acolo de cumpărat acoperișul de la chestia. Da. Bun, avem foarte multe chestii, dar haideți să mai cumpărăm niște... Dar cât costă, de exemplu, asta e să shop? 10.000 cash costă 80. A, dar e ok, mă, sunt ok prețurile. E decent, sunt unele tycoon-uri. De, da, frate, vai de capul meu. Bă, zici, bă, cumpăr de 2 ori asta, deja mi-am terminat Robux și ce fac? Mișto, îmi place. Știu. Și nu uitați să apăsați și butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți tycoon-uri, pentru că mi se par foarte mișto, frate, adică super, chiar mi se par șmechere. Super mișto. Ok, mi-am făcut partea asta. Tare dropperele astea de aici. Sunt cu cristale ceva. Hai că oricum aveam asta de cumpărat. Te-ai dus? Unde te-ai dus? Dar tot n-am. Tot n-am. Măi, că n-ai dat câți bani ce... ți-a luat dropările alea, știu de mult? M-a costat o avere. Iarăși mi-am dat teleport, doamne. Doamne. Păi dacă ți-ai dat teleport, cred că nu mai pot să mai intri la mine în casă, să mă duc să-ți deschid cu cardul. Și mă duc să mai iau și bănuția aia. N-are nimic, capitane. Și mai avem și zona aia de jos, adică avem foarte, foarte multe chestii de arătat. Bun. Da, deci episodul ăsta o să fie mai lunguieț. Așa. Nu știu cât, momentan filmez de 12-13 minute, nu știu cât o să dureze. Am găsit o albină. Păi prinde-o cu ăla. Mi-a dat 2 albine. Bă, vine o fată încoace. E de noastră? Nu. Nu e. Hai că vine repede, vine cu bătaie, vine cu bătaie. Nu știu ce vrea, dar închide repede. Ce e asta? Lol. Dacă ar fi de la noi, ar scrie pe chat. Da. Recunoaștem că e de la noi, dar nu e de la noi. Cineva random, nu știu. Da. Nu pare neprietenos, dar nici nu am încredere. Da, vedeți seama, sare așa, se dă prieten și după... Da. Hai, că dau cu capul ăsta. Bun. Hai să mergem pe aici. Trebuie să bagi bănuți serioși, pisică, că da, capitane, da. Ia uitați aici, pentru pasionații de gătit, avem aici o bucătărie super luxoasă, uitați-vă și voi. Mamă, să tot gătește aici. Wow, super. Bine. Și de seama să ai o casă de asta în copac pe bune și să ai bucătărie, canapea, TV. Casa atât de avansată în copac, efectiv? Nu știu, poate. Dar nu am văzut, chiar sincer nu am văzut. Dar fac ăștia căsuțe mici, niște containere și... Da, ok, dar căsuțe mari... Uite, poți să iei zipline-ul ăsta și să te dai pe zipline până jos, cred. În caz că vrei să ajungi mai repede sau... Ba nu. Nu, e o altă zonă. Stai capitan. Aici faci sală. E sală de față. Wow, ia uitați-vă, oameni buni. Mamă, ce tare e. Facem mușchiuleți frumos. Chiar merge. Și avem și un copăceal roz. Îți dau viteză mai mare. Oare ăsta este cireș roz japonez? Oare? Uite, pe zic că am dat viteza mai mare și nu mai reușit să ajung. Haide! Stai că da. Deci de câte ori apeși pe verde, de atâtea ori să faci mai mare viteza. Mi-am dat 14. Pe 14 văd că pot să alerg destul de bine. Dar să-ți dau eu. Îți dau eu? Gata, hai. Gata, ai dat. 21, n-ai șanse. N-ai șanse la 21, ți-am zis. Hai că nu pot. Bun, am terminat zona asta. Asta ce și era și în Animal Crossing. Și picau petale și stai chestii. Ah, ce tare! Așa. O să prind petala cu asta? Nu știu. Alo? Nu merge. Nu știu că ce ai făcut? V-am dat cu capul. V-am trecut capul în aia. Gata. Așa. Bun. Hai să vedem ce mai avem de cumpărat și de upgradat. Bine, mai sunt chestii și jos, să știi. Mai avem aici. Bun. Îmi place că e un magnet și te trage imediat spre chestia aia. Și avem așa o mini piscină. Când te dai pe zip ăsta? Ah. E un magnet, trage caracterul și te pune, nu trebuie să te chinui tu. Piscină, ca un fel avem de piscină așa piscină. Frumos, bun, da, cum să nu, toate condițiile le avem aici. Bun, ia să verifici tu dacă am făcut tot. Băi, eu m-am uitat pe aici, e că am făcut tot. Mai avem doar jos, că jos nu n-ai făcut tot. Mai avem jos chestii, știu. Bun, aici putem ca să nu poți intre hoții. Așa, bun. Mega jump pad, ca să sari până sus, dai 80.000. N-am bani, n-am atât. E scumpă rău de tot asta. Bun, și aici mai am niște... Aici am garajul, ok. Aici e garajul, mamă. 75.000 ăsta și ăsta e 25.000 ăsta. Ok. E motocicleta aia cu care se plimba ăla. Și acum putem să o facem culoarea... Stai să-mi dau cardul ăsta. O știu, mov, sau? Gata. Ia să vedem. Oameni buni. Se pune capitanul, eh? Dar nu pot eu să ți-o conduc pisica, că nu e a mea. Nu poți, ok. Bun, și hai să mergem jos să vedem dacă avem bani, că nu mai țin minte exact. Ok, trecem și noi pe ei și ce merge, merge, da? Astea nu știu dacă merită să ți le iei neapărat, pentru că astea sunt arme și noi nu ne batem. Nu ne batem, dar ați văzut și voi, dacă vreți să vă jucați mai mult și aveți nevoie de arme, bam! Ați luat dacă de acolo, te joci și vrei să faci PvP, să te bați cu alții, da, ți le avem... Astea cum le poți debloca? Eu pot să le fac eu, asta. N-am bani, tot cu bănuți din. Dar hai să vedem dacă putem să schimbăm așa, din ce avem. Eu pot să cumpăr? Eu pot să cumpăr astea dacă îmi bag bani? Iar m-am teleportat la mine, nu pot să cred. Ia stai că îmi bag și eu bani și încerc să le cumpăr eu pe alea. Păi le cumperi pentru tine? Am lăsat să le cumpăr, dar de ce m-ar lăsa să le cumpăr eu pentru tine? Nu cred. Bă, da. Da, nu știu ce să zic. Și o să mă teleportez puțin la shop să văd cât costă cea mai ieftină albinuță. Că vedeți că puteți face și altceva în afară de... Trebuie să deschizi mie poarta că e închisă. Acum gata. Hai că fata asta! Îmi pregătesc sabia. Dă-i sabie. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Ai. Perfect. Bă, cum stătea șacala după colț? Poartă tot timpul ăsta! Doamne! Doamne, vere! Da, mă, uite, ți-am cumpărat culoarea yellow. Păi stai, ia apasă pe yellow. Ce-mi faci yellow? Păi, este roof. Păi, nu pot să văd. Nu văd. Dar nu știu care acoperiș. Acoperișul la ce? Cred că al tău, capitane. Ce? Cred că al tău. Păi da, dar uite, eu am făcut la tine, gen. Păi nu știu dacă are vreo relevanță asta. Doamne, cât costă mașinăria aia. Flor. Ce vii aici? Ce vii aici? Vrei să-mi dai sabie? Zi acum, vrei să-mi dai sabie? Cine e? Nu știu cine e, că nu-i cu numele. A venit cu cardul lui. Dă-i sabie. Capitane, nu! Ăsta e ăla care a dat sabie. Gata, băiatul. Ia. A plâns. Uite, pe asta o facem albastră, da? Ce asta? Voi, oameni buni, puteți să vă modificați aici culoarea, cum vreți voi. Stați așa să pun cardul, să închid aici porța, gata. Bun. Hai să continuăm cu construcția, pisică. Bun, păi nu prea mai am, capitane, ce să mai fac. Ia, verifică tu dacă... mai ai? Cum adică? Ai făcut totul de sus? Eu păi ia vezi, ia du-te și vezi, că ți-am zis să te uiți. Uite că n-ai făcut, lol. Ce? Păi lol, ai o grămadă. Unde ești, capitane? Ei, du-te pe platformă și sari. Păi nu știu la ce etaj ești, sus de tot? Păi, hai să văd unde te-ai dus. Sunt sus. Uite aici, sari pe platforma asta de aici. Și uite-te ea. Dar n-am văzut. I-a făcut-o, mă, i-a făcut tot. Dar n-am văzut-o. Wow, ce avem. Mamă, ce avem. Tot confortul, oameni buni. Stați așa că ne uităm imediat, nu-ți mai luăm niște bănuți. Ia uitați-vă. Ia, ce părere aveți voi, ia. Stați așa. Dacă aș putea să ți le cumpăr și eu, ar fi atât de bine, dar nu pot. Mamă, ce mișto. Bun, bun. Se urcă și mai sus, și copacul. Mai sus, și mai sus. Doamne, dar ce avansată. Ce avansată-i casa. Avem teren de fotbal aici. Ma, trebuie să cumpăr din nou bănuți. Eu zic să-ți bagi mai mulți deodată. Bagă-ți 100.000 ca să ai, că okay, clar o să ai nevoie în continuu. Și dacă stai după dropere, o să-ți ia mult timp. Știu. Așa ți-ai băgat dintr-o dată și aia e. Ok, ok, ok. Nu, că mai puneam, dar stai că am plătit de prea multe ori. Și de eroare. Da, ți se băgăște dacă vrei să faci foarte rapid una după alta. Dacă stai puțin, te lasă. Da, mai stăm un pic, oameni buni, până așa. Iată, teren de fotbal. Așa, hai să vă jucați frumos, să țineți scorul. Ia, capitane. Mamă, ia uite, pentru echipa albastră un gol. Și poți să resetezi mingea, să o pui pe mijloc, uite, vezi? Foarte tare, foarte, foarte tare. E chiar funcțional, adică. Mamă, mi-am dat autogol. M-am urcat pe minge și s-a dus la mine în poartă. Cum se poate și ceva? Da. Bun, de aici am cumpărat tot ce era de cumpărat. De aici ai cumpărat, însă da, am mai văzut eu undeva, uite. Acum ajunge aici. Aici, cred. Ok. Ah! Ah! Cum a venit? Nu știu, dar l-am tăiat. Păi stai mă puțin. Cam... Cum a ajuns? Explicați. Da, nici eu nu înțeleg. Nu știu. Deci am pus asta, poarta este închisă. Deci asta e cum a ajuns? Habar n-am, nu știu. Wow, nu cred ce poze de Instagram poți să faci. Leagăn. Vai, nu cred. Doamne ferește. Ia pune zipline. Doamne ferește. Ce poze de Instagram poți să faci? Bine, nu eu. Cine n-are frică de înălțime? Ia. Hai că ai și tu loc aici. Ia. Ma. Wow. Wow. Hai, wow, zic că asta nu-i mișto. Zic asta, deci asta nu-i tare. E super. Mamă, ce mișto! N-ai ce să comentezi, e mișto rău de tot. Foarte dar problema tare e că te mai întorci înapoi, că nu te mai întorci înapoi. Păi de asta nici nu ți-i damage. Asta ne-ar mai trebui jump-pad-ul. Asta ne-ar mai trebui, dar... Mă duc imediat să mă uit dacă ai suntat unele zone. Da. Pe care nu le-am văzut încă. Doamne, ce... Vai, băiatul ăla vrea cu orice preț să ajungă aici și la noi. Dar unde e? Nu știu și nu știu cum a ajuns sus. Nu știu. Da, pe ușa e închisă, deci eu nu înțeleg. Astea sunt puse. Cum? Avioane n-avem, nici eu știu. Avem avioane? N-avem. Nu, n-avem așa ceva. Nu păi știu. Și atunci... Ia stai. Of. Nu, până aici sunt. Și atunci cum a reușit să ajungă aici? Nu știu, chiar nu știu. Ciudat rău de tot. A, m-am dus iarăși pe zipline, nu. M-a băgat automat. Să văd ce bani am mai făcut pe aici. Ia. Da, uite, vezi, poarta închisă, nu mă pândește nimeni. E liber. Noi mai stăm puțin în caz, văzut că îmi dă eroare, așa e când... Cumperi. Deci îți trebuie 80.000 pentru jump-pad. Destul de mult, dar am impresia că te urcă sus de tot instant. Gata, că am uitat că am luat de la dropările alea. E în avantajul tău, ia uite. Ha, bravo, capitane. Super, pe e mișto mă așa că te urcă instant. Doamne, ce mișto e. Te tot urci. Deci nu vine să cred. Arată superb. Îmi place chiar mult de tot, da, m-am dus iară pe asta. Ți-am zis că e cu magnet și te prinde fără să vrei. Da, exact. Avantajul tău acum e că ai jump-pad-ul și poți să te urci imediat. Știu, nu stai acum să o iei pe scări pe aici. Ia stai să văd. Ia vezi, am făcut tot? Mai e ceva? Mă uit să văd, nu știu cum ajung acolo mai sus. Wow, ce mișto e asta. A, pe aici cred că e jump-pad-ul ăsta. Wow, ce efect ca lumea are asta. Da, bă, din ce văd eu nu văd să mai fie altceva în afară de asta. Dar dacă vrei să te duci să-ți cumperi albinuțe și să stai să prinzi albine, atâta tot. În rest totul este făcut. Da, ia du-te tu sau să mă duc eu, că eu vin imediat. Unde? Stai, să mă duc eu până la shop să văd cea mai ieftină albină. Zic că după aia poate ți-e greu să ajungi la mine acasă. A, uite, băiatul ăsta la shop, că... Poți să-l iei și la shop, să-i dai cu... Da, cum să nu? L-am omorât. Bun, deci uitați-vă, oameni buni. Avem deci și... zice că ai nevoie de 10... A, știi ce-ți dă astea, mă? Albinele? Zi. Deci, să zicem că ai 10 albine, îți dă plus 1 jump, deci e double jump. Dacă ai 10 albine în plus, poți să-ți iei plus 1 speed. Deci bai viteză mai mare. Super. După aia plus 2 jump, plus și tot așa. Da, am văzut că îți dă ceva, da, am văzut și eu asta când m-am dus la shop atunci să mă uit. Dar e foarte tare cum are stupul ăla extrem. Sau poate, mă gândesc că o fi pus de play, dar nu cred că n-am văzut. Sunt pur și simplu pe hartă. Da. Încă o albinuță aici. Într-adevăr, într-adevăr. Perfect. Și îmi dă câte 2 albinuțe. Dar n-ai ce să faci, că sincer nu te ajută cu nimic. Adică doar dacă vrei să stai tu să farmezi, dar nu merită să-ți iei, sincer. Ei, vezi că vine băiatul ăla. Ha! Băiete! Băiete! Fugi repede, fugi repede, zică! Mamă, ce sabie curcubeu! Ești nebun, sabie curcubeu! Și uite ce mai am. Deci, uite-te la asta. Bă, pisică, tu nu te joci. Vai, nu mă joc. Tu nu te cam joci așa dacă este joci. Dar mașinile ai mers? Nu, n-am mers. Stai că tu nu poți. Pe care vrei. Eu nu pot, doar pe ce? Pe care vrei. Asta, urcă-te în ea, să vezi cum e. Hai. Păi nu poți să te urci și tu cu... Nu cred că pot. Ia urcă-te în spate. Wow, ce viteză are. Doamne ferești. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine. Ne dă cu paleta. Mama, a venit să facă scandal, pisică. Nu știu dacă vrea să ne omoare sau nu, chiar nu știu, da? Nu-mi dau seama că el când a venit prima dată n-a venit prietenos sub nicio formă. Da, nu știu ce să zic. Că n-am vrut să scoată sabia, dar totuși vreau să ne protejăm. A, ba da, vine cu sabia! Aha! Wow, vine cu sabia, pisică, scot sabia la mine! Sunt foarte multe chestii, oameni buni, să le descoperiți voi când vă jucați. Și avem aici o albinuță roz. Yes! Am primit 10 albinuri, 10, nu știu câte, 10 în tot, 6, că aveam parcă 4 albine. Tu vezi stupul ăla mare de albine? Da, 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 îl văd, îl văd. Ce acolo? Nu știu, probabil mai multe albinuțe, un spawn de albinuțe. Bă, uite, e un pescuit aici, poți pescui. Știu, 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 știu. Hai că am și carnet dacă e. Ia! A, ce tare, lol! Ia! Next, do you want a fish? Ia! Ok, here you go! Okay. Fishy business, mi-a dat un de la. Fishy business. N-am. Ce mănânc? N-am. Mi-a dat ceva să mănânc, dar nu știu ce. Ah! Stai că e cu minte, e cu minte! Asta e rare și asta e rare. Asta e de-al nostru, dar m-am speriat că ai țipat, pisică. Capitanul! Te l-am văzut hotărât. Doamne, ce m-am speriat că ai țipat. Asta era de-al nostru, cred, că scria rare. Poate, nu știu. Nu știu sigur, dar m-am speriat. Băi, e o albină gold aici, rară. Ia. Vino să o iei. Ia. Oh, ce strălucește. Mamă, câte mi-am dat! Câte ți-a dat? Nu știu câte mi-a dat, dar am 50 în total. 40, că parcă avem 10. Mamă, ce tare, oameni buni. Super tare. Aha. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade de Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!